Mirele Rădoi, l-a înlocuit pe Danieli Săile pe Banca naționalei Under 21 a României și a reușit să o califice la Euro 2019. Performanța reprezintă și o revanșă personală pentru Rădoi, a cărui precedentă experiență de antrenor la FCSB s-a încheiat cu un fiasco total. Așadar, Naționala de fotbal a României Under 21 a reușit o calificare la Campionatul European din 2019. Giannis Hagi a marcat un gol absolut senzațional cu Liechtenstein direct din lovitură liberă. Iar -i? și că Hagi s-a simțit mândru, dar a încercat să fie obiectiv în privința copilului său. Te bucuri când vezi că fiul tău ajunge la un nivel foarte bun, că marchează într-un meci important. E o mândrie, da, dar nu sunt mândru numai de el, ci de ambii mei copii și de Kira. Întrebat dacă va reprezenta o provocare pentru Mirel Rădoin să facă lotul pentru Euro 2019, Hagi a declarat... Absolut, îi va fi greu pentru că sunt mulți jucători buni, dar e bine când ai de ales. Mai e până atunci, așa că Mirel trebuie să aleagă și să meargă cu încredere pentru că orice este posibil.